Iată cum, plimbându-ne pe traseul fostei căi ferate care lega gara Filaret de gara de nord, pașii ne-au purtat către mica gară regală a Palatului Cotroceni, care, dacă la gara Filaret am văzut o clădire pentru uzul publicului larg, o gară practic, o gară publică, în cazul ăsta avem o clădire care era strict rezervată uzului familiei regale. O clădire care a apărut în peisajul arhitectonic bucureștean în 1895, odată cu construcția noii aripi a Palatului Cotroceni, cea care a fost rezervată practic uzului regelui principelui Ferdinand și principesei Maria, viitorii regi Ferdinand și regina Maria. O gară care a fost proiectată de arhitectul Victor Ștefănescu, același care proiectase și cazinoul din Constanța și care a făcut și unul dintre proiectele pentru gara centrală, despre care o să povestim către partea finală a turului nostru. A fost un proiect care nu s-a pus în practică, a rămas numai la stadiu de idee, dar ca și marile capitale europene, București trebuia să aibă o gară centrală, dar care nu s-a mai realizat. Se afla undeva pe loc unde, foarte aproape de locul unde astăzi se află Opera Română. Ce ar mai fi de spus despre această clădire? A fost folosită până undeva în anii perioadei interbelice, până în anii 20-30, în 1938, deja construindu-se gara regală de la Băneasa, pe care o să o vedem iar în partea finală a turului nostru. Ea practic a ieșit din uzul familiei regale. În mod miraculos, clădirea a supraviețuit bombardamentelor din 1944, a fost foarte puțin afectată, deși în jurul ei au căzut destule bombe și tot cartierul din jur a fost afectat de bombardamente, totuși a scăpat oarecum neatinsă și asta servește ca sediu al administrației prezidențiale, sunt birouri în interiorul ei, dar își păstrează silueta exact cum a avut-o în momentul construcției. Calea ferată care trecea pe strada pe care tocmai am traversat-o a fost desființată undeva în perioada interbelică, către sfârșitul anilor 30, începutul anilor 40, deoarece, practic, ea reprezenta o frână în calea dezvoltării orașului. Vă dați seama, pe traseul de câțiva kilometri între gara de nord și gara Filaret existau, dacă mi-aduc bine aminte, vreo 7, 8 sau chiar 10 pasaje de trecere la nivel, 10 bariere care mai mult stăteau închise decât deschise și întotdeauna era această competiție între traficul rutier și traficul feroviar. Deja în perioada interbelică, construindu-se practic, existând centura feroviară a Bucureștiului, s-a construit un racord din linia de centură și atunci practic linia asta a devenit caducă, s-a și desființat. Iar în 1960, odată cu desființarea gării Filaret, practic toată binelul feroviar al capitalei a fost reconfigurat și practic mare parte din liniile din zona asta s-au demontat.